Alături de noi se află profesor, doctor, conferențiar în ale iluzionismului, nimeni altul decât Simeon R. Ștefan! Trebuie să fii mai bun decât magii tot, care era, a fost foarte bun la emisiune. Pentru că este săptămâna magicienilor. L-am văzut și respect și respect pe toți, îi apreciez pe toți, pentru că toți suntem în mare parte o mare familie. Și dar care e pentru tine așa un clasament top 3 al magicienilor din România? N-am cum să dau. Toți suntem la fel. Contează foarte mult de public. Noi trăim pentru public. Adică, încerci să intri în politică tu acum. Zic, care e bun, care îți place? Toți. Îți dau cuvântul. Ai văzut ieri magii tot? Da. A făcut treabă bună. Da. Te rog mult de tot, dar să faci treabă bună. Când hai să te vedem. Haide să te vedem. Hai să te vedem astăzi. Ce faci? Am venit să vă prezint noua mea piesă. Da. Vă mulțumim mult de tot. E de pe noua album. Putea să luăm un, hai să luăm un loc aici, dacă zici tu. Implicăm și pe cei de acasă? Oarecum da, pentru că am primit tot felul de mesaje. Da. Ce țin de întrebări astea puțin mai grele. Oare poți să faci prin ceea ce faci tu să schimbi decizia unui om? Poți să vezi în viitor? Poți să... O spun încă o dată, cum am spus-o de fiecare dată. Ceea ce fac eu nu este ceva paranormal. Dar fiecare om poate vedea în viitor. Între ghilimele poate vedea. Poate intui. Aha. Tu știi oarecum ce program ai astăzi? Da. Da? Fiecare dintre noi știm ce program avem. Asta înseamnă că oarecum vezi în viitor, pentru că totul ține de... Nu știi 100%. Nu 100%, n-ai cum 100%, dar totul ține de decizia ta. Deci viitorul ține de tine. Era și o vorbă, destinul începe când vrei tu. Exact. Deci nu ai cum să spui, nu am cum să văd în viitor, sau, pentru că noi singuri ne limităm, sau nu noi. Poate de-a lungul timpului am fost învățați să ne limităm. Nu, nu suntem limitați. Hai să vedem. Sunt curios. Vroiam astăzi să aduc oarecum magia străzii, între ghilimele, pentru că acolo sunt cele mai frumoase reacții. Magia străzii într-un platou de televiziune. Și asta ține doar de unghiul privitorului. Și acum oarecum o să implicăm pe cei de acasă. Adică, perfect. Deci oameni, buniți atenția. Să fie aici lângă noi. Și așa, adică cei de acasă sunt camera portabilă, să spunem. Ok. Îi chemăm lângă noi. Da. Noi de obicei ne ridicăm. Da? Da? Când suntem pe stradă. Da? Da. Sunt pe stradă și vin și te opresc. Cătălin, te salut. Îmi pare bine? Salut. Bun. Aș vrea să-ți arăt ceva ce o să-ți minte toată viața. Yeah. Da? Acolo este deja a treia persoană. Aici sunt cei de acasă, da? Bun. Dacă eu aș face, dacă ți-aș face ție, da? Ar privi cel de acasă, da? Și nu ar înțelege absolut nimic pentru că ți-aș face ție. Da. Dar dacă cel de acasă ar fi un prieten de-al tău și ar fi lângă tine, corect? Că aici, așa? Da. Și ar fi lângă tine. Și în acest moment, deci, pe cei de acasă, da? Da, pe cei de acasă îi avem. Ciucă, dacă vrei, poți să vii și tu. Da, să fim mai mulți. Deci, acum, mai mulți și uniți. Asta e carte de reclam. Acum sunteți toți, da? Telespectatorii. Da. Și noi aici. Exact. Voi cei de acasă acum sunteți aici cu noi ca și unii, ca și cum ați fi acum aici în platou. Cătălin, dacă ar fi să alegi o carte la întâmplare, ai ști ce carte ai alege? Nu. Nu. Atingi o carte când vrei. Uite asta. Ia-o. Așa. Stai. Când o iei, da. Eu mă voi întoarce cu spatele, ține și pachetul de cărți. Da. Da? Îl poți da lui Ciucă sau îl poți ține tu dacă vrei. Așa. Mă voi întoarce. Și le arăt celor de acasă. Să nu spună cineva că vedem. Ai ales la întâmplare, dar te poți uita printre ele. În momentul ăsta, eu nu am cum să văd. Vreau să arăt cartea. Da. Vreau, da, bun, da? Gata? Da. Vreau să bași cartea oriunde vrei în pachet. Eu? Unde vreau eu? Oriunde vrei tu. Mama, asta mi se pare foarte tare, pentru că... Păi, ai ales la întâmplare. Pentru că de obicei... Uite. Ok? Gata, aici. Perfect, da? Mă pot întoarce, n-am cum să văd cartea, da? Da. Bun. Și acum cei de acasă. Voi ați văzut cartea. Eu acum o să îmi imaginez cum voi sunteți acum aici și voi vă puteți imagina că noi suntem acolo. Cătălin, repetă în gând cartea. Asta e cu hipnoză, cu ceva. Repetă în gând carte. Da. Mamă, stai. Da. Ai văzut cartea? Da. Ai văzut-o? Noi. Da. Ai văzut-o? Noi verbal putem minți. Da. Pe noi înșine, mental, da. În imaginație nu avem cum. Aha. Minte-mă cu o carte. Orice carte vrei tu, mă minți. 10 de inima roșie. Ok. Minte-mă cu o carte. 5 de romb. La și 3, 2, 1. Și cei de acasă vor spune cartea. Eu nu am cum să aud. Deci cei de acasă, cei care s-au uitat, spun cartea pe care eu am ales-o și am băgat-o aici, da? Exact. 3, 2, 1 și... Îi auzi. 7 de inima neagră. Îi auzi, Cătălin. Ce ai, mă? Îi auzi. Uite, mai încercăm o dată. N-ai cum.
Unde? 7 de imane, că era, nu? Băi, la... Și da, este aici. Mamă, da? N-ai, deci n-ai cum asta. Este aici. Uite, hai să dăm timpul înapoi. N-ai cum asta, n-ai hai cum, să dăm timpul înapoi. Atinge, ardă carte. Nu, mai mi-e frică de tine, pleacă de aici. Atinge cu încredere. Pune degetul. Uite aici. Asta, da? Da. Ia-o și nu te uita la ea. De asta, uite, vreau să le arăt celor de acasă, toate cărțile sunt la fel și de obicei magicienii te pun să pui cartea când ține el cărțile. Da, ia-o și da, nu te uita. Da, nu mă uit. Știi cumva, uite, să vadă toată lumea cumva. Pune cartea aici. Da. Da, uite, am folosit soluție de aia de mâini și mi s-a ars pielea. N-ai de unde să știi ce carte e. Nu. Dar am spus mai devreme dacă am dat timpul înapoi, corect? Da. Bun. Stai. Dacă, Cătălin, dacă eu aș lua cartea și aș lăsa-o în palma ta, țin-o exact așa, aș lua următoarea carte, clar, nu este 7, da? Te uiți atent? Bun. Se poate. Și acolo, așa, baf, altă carte. E, toate chestiile astea, astea țin de prestidigitație. Este o muncă în spate. E, dar cei... mai spărt cu asta, adică 7 de inimă neagră, n-aveai cum. Dar cei de acasă, sau cei cu care noi ne intersectăm, trebuie să simtă acel moment. Și mai devreme spuneai de hipnoză, da? Da. E o latură a psihologiei. Și toată chestia asta este dusă oarecum la extrem în zona entertainmentului, ceea ce nu este chiar ok. Și spun și de ce. Prin hipnoză și prin latura asta a psihologiei, poți ajuta, poți crea în mintea unui om niște salvări. Și acum, uite, în momentul ăsta s-a instalat, pentru că am folosit oarecum un limbaj hipnotic, ți s-a instalat oarecum o curiozitate. Da. Corect? Da? În același timp și ție. Referitor la pinul cardului, mai ții minte? Atunci, da, 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 nu mai vreau să-l schimbăm. Așa, da, referitor la pinul cardului. Și nici numărul de telefon. Atunci recunosc, am folosit un limbaj hipnotic pentru a crea o stare. Când faci un om să se simtă din nou copil, tu atunci poți accesa anumite informații pe care ele are, pentru că sunt curate. Și uite, vino mai aproape. Deci cei de acasă, vorbești cu telespectatorii, da? Cu telespectatorii, dar în același timp o să mă folosesc de cei de acasă, pentru că voi vorbi, în momentul în care se va auzi acest sunet, voi vorbi cu cel din spatele camerei și îmi voi muta privirea exact acum. Vreau să te uiți exact la mine. Știu cum aveți prin intermediul camerei, știu că cei de acasă îmi văd unghiul privirii total în altă parte. O să număr de la 1, voi ajunge la 3. În momentul în care vei auzi acest sunet, tot ceea ce spun eu devine realitate pentru tine. 1, 2, 3. În acest moment, camera pe care tu o ții devine din ce în ce mai grea. Din ce în ce mai grea. Umărul tău devine din ce în ce mai fragil. Din ce în ce mai fragil. Din ce în ce mai fragil. Devii din ce în ce mai moale. O să număr la 1, vei ajunge la 3. Când vei auzi acest sunet, totul se amplifică. 1, 2, 3. O să-mi permit ca în acest moment să ating camera, sau Ciucă, dacă mă poți ajuta tu, vreau să iei camera. Și în momentul acesta nu ți-ai privirea din ochii mei. O să-ți iau căștile de pe cap și vreau să mă asculți. O să-ți dau masca jos, o să-mi permit să fac chestia asta. Te uiți exact într-un singur punct, în momentul în care vezi neclar, vreau pur și simplu să închizi ochii. Acum. Te voi atinge și te voi ghida eu. Vreau să stai exact așa. Vreau din start să faci o pauză mentală și acum mă voi adresa celor de acasă. Tu vei fi aici cu noi în momentul în care te voi accesa din nou eu. Vreau să mă refer la ceea ce fac eu acum. Nu este o regie, nu este ceva ce am setat dinainte sau am vorbit cu el dinainte, chiar dacă, chiar dacă este foarte greu de crezut. Încă o dată, latura asta a psihologiei numită hipnoză nu este ceva cu care ne jucăm, nu ducem în zona de entertainment și nu facem pe cineva să facă ca o găină sau ca un cocoș sau așa mai departe. Noi putem ajuta oarecum ceea ce se află în mental. Și acum revin la tine, te voi atinge pe frunte. Vreau ca în momentul acesta să-ți imaginezi cum pur și simplu tu ești efectiv una cu întregul platou, cu întregul pământ, cu întregul sol. O să deschizi ochii în momentul în care vei auzi acest sunet. Picioarele tale sunt efectiv lipite. Orice ți-aș spune eu, oriunde te-aș chema, tu nu ai cum, pentru că mental tu trimiți acum un fel de lipici asupra picioarelor tale și nu se pot dezlipi. 1, 2, 3, deschide ochii în momentul acesta. Eu dacă te-aș ruga să vii, nu ai cum. Nu ai cum. Pentru că totul se întâmplă mental. Știu că cei de acasă vor spune, băi, suntem vorbiți, știu. Eu l-am văzut, știu. L-am văzut cum era să-i cadă camera de filmat. Și nu este vorba... Tu ești acum perfect conștient. Deci, nu, asta e chestia. Dar undeva există un segment. Și el nu poate să meargă acum? Nu, cheamă-l, dă-i 10 milioane de euro. Hai încoace. Nu,
Cum? 100 de mii? Uite la mine. Uite la mine. O să număr la 1. Dă un microfon. Stai, iartă-mă. Avem cumva, un pix. Da. Avem cumva. Hai să folosim, masca. Okay. Deci tu nu poți să vii acum asta mie? Nu pot să mișc picioarele. Da. Nu, e chestia că dacă și impune, poate. Uite, 1 2 3. S-a anulat absolut tot ceea ce ți-am spus eu acum. Mișcă-le. Poți. Pentru că totul se află în mental. Totul se află în mental. Trage înapoi, ca un magnet. Că am treabă cu. Deci microfonul ăsta e te rog. Deci cum? Efectiv e ca un magnet. Da. Te ține lichid. Nu poți să mișci. Dacă camera ai simțit că era grea, că la un moment dat am văzut cum începe să avea o greutate în plus. Cătălin. Ne putem atinge? Dar știi că oamenii cred că de acasă zic că aibă că au vorbit. Știu, pare regent, într-adevăr, dar nu. Știu, n-am vorbit cu el, nu știu. Îmi asum riscul ăsta. Și acum dacă zici gata, el nu se mai mișcă? O să vezi. Adică nu-l folosesc ca și cobai. Nu, mi-am permis chestia asta pentru că nu se aștepta prin intermediul lui sunt cei de acasă, teoretic. Da, mai devreme erau prin intermediul lui. El ținea camera. O să înțelegi. Pune mâna peste palma mea. Uită-te la mine. Îți induci, îți impui. Mâna ta este lipită de palma mea. Încearcă să o ridici. Bun. Se instalează. Puteai, dar se instalează în minte. Și eu... Uite, acum, fac un cadou celor de acasă. Cătălin, stai că n-am terminat. Fac un cadou celor de acasă, pentru că începând de astăzi, am în minte de mult chestia asta. Și nu ca afacere, nu ca business, dar în cazul în care cineva vrea și simte nevoia de a crea ceva în mentalul lui, de a scăpa de ceva, de o fobie, de o chestie de asta, pot oferi acest lucru. Hai să-l numim terapie. Pot fi accesat de azi înainte ca și terapie. Instagram, Facebook și așa mai departe, în strict online, pentru că nu avem cum să ne vedem. Măcar atât pot oferi și eu celor de acasă, dar stai. Hai să ne întoarcem undeva în copilărie. Du-te undeva în copilărie, simte-te mic. Mic, dar cu un suflet atât de mare. Da? Toți am avut, Cătălin a avut vreodată în copilărie, ai avut un prieten imaginar? Da, când erai mic, bun, așa. Ai avut un prieten imaginar? Da? Ți-l imaginezi? Vezi povestea lui? Okay. Așa, nu este ceva tâmpit sau stupid sau penibil să stai de vorbă cu un prieten imaginar. Toți facem și acum facem chestia asta. Eu fac chestia asta și acum. Așa crezi. Un prieten imaginar. Mă rog. Așa. Te întorci în copilărie? Ok. Da? Da. Îl vezi în imaginație? Da. Are un nume în imaginație? Da. Bun, da? Nu știe nimeni la ce te gândești. Deci acum este strict în imaginație. Eu n-am informații de la bunica, de la bunicul, de la așa mai departe. Este strict în imaginația lui. Repetă în gând numele. Prima literă, a doua, a treia. Avem cumva un pix și o hârtie? Stai să caut. Dă, Greta, ai pix? Avem. Da. Lasă că avem marker. Lasă că avem un marker și... Uite, o coală de hârtie. Perfect, e perfect. Bă, ești nebun. Repetă în gând prima literă. Care crezi că e prima literă? Uite la mine. Okay. Te uiți la mine. La deget. Închide. Ok, acum. Repetă în gând prima literă. O repeți? Da. Care crezi că e prima literă? E o consoană, Cătălin, ți-o spun. C. Nu e, că repetă în gând, joacă-te cu acea persoană, cu acel prieten. Repetă. Copil. Nu e un nume normal. Nu e. Nu mă băga, că nu știu, mi-e și frică de tine. Nu. Nu. Repetă în gând. Știu că vine mă cu portabila. Asta cred. Na, cum? O să număr la 1, voi merge la 3. Când auzi, sunetul ăsta deschizi ochii. 1, 2, 3. E ok, nu contează. Repetă în gând numele și spune-l. Orice ar fi, spune-l. Fernandinho. Asta se întâmplă în mintea noastră. Fernandinho, am scris eu. Fernandinho. Asta e în mintea noastră. Asta putem să facem în fiecare zi. Dar uite, ia un loc. Okay. Fii din nou în copilăria ta. Da. Da? Fii din nou în copilăria ta. Ok. Da? Te uiți la mine? Mulți folosesc acest trigger și dormi. Nu, în engleză sună mult mai bine. And sleep. Da. Bun, dar îți dă o chestie, e de show off. O să spun doar atât. Uite la mine. Faci abstracție de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ești un simplu om, cum suntem toți, dar ești undeva în copilăria ta, te duci și mai adânc în copilăria ta, până în momentul în care de-abia poți să vorbești, de-abia poți să spui cuvinte, de-abia poți să îți știi numele. În momentul ăsta, să așerzi numele din minte și pur și simplu ești un obiect
nou pe această lume. O să-ți las oarecum darul vorbirii, dar numele în momentul ăsta l-ai uitat. Cum te cheamă? Eu sunt... Cum, ce? Cum te cheamă? Știu, toată lumea o să spună de acasă, băi, au făcut orice, știu. Știu chestia asta. Știu, e, numele în minte, cheamă? Nu poate să iasă. Cum te cheamă? Și poți. Alex. Chestiile astea se întâmplă, dar o să dăm înapoi iar timpul până în momentul în care erai înainte de clasa 1, grădiniță. Mai înainte de grădiniță. Ai uitat să scrii. Spune-mi un cuvânt, Cătălin. Mama. Nu știu, mama. Scrie mama. Cum? Băi, Ciucă, vină mă cu portabila încoace. Că nu mai avem operator la portabil. Deci, Ciucă, hai. Nu. Alex, oameni buni, este operatorul nostru la camera portabilă. Habar n-avea că el o să fie personaj astăzi când Simion Ștefan a venit. Și acum tu practic îl rogi să... Ciucă. Ia stai, că n-am cap. Știu, așa se întâmplă, cu toate că tu mama, poți... Scrie mama, scrie mama. Nu poți să scrii? E, chestia e, uite, hai să finalizăm. Nu o să-ți las cel mai scump nume sau cuvânt din lume să nu-l poți scrie. Acum totul revine la normal. Scrie mama. Fără niciun fel de problemă, pentru că totul se întâmplă în mintea noastră. Și deci, eu... Deci nu mai știam efectiv cum se face M sau A-ul. Sunt niște blocaje la de și asta cu numele, adică de moment, la moment, da. Eu nu știam numele. Eu un gând meu, nu știam numele, nu puteam să zic pe gură, aici e problema. Știu. Deci numele eu în capul aveam, știam cum știu, dar nu puteai să nu vorbești. Nu puteam să vorbesc, exact. Știu. Deci primesc atât de multe mesaje și am ajuns la la concluzia asta. Da, vreau să fac chestia asta. Terapie online pentru cei care cu adevărat nu pentru numerele de la loto, nu pentru... Primesc sute de mesaje, pentru că cu adevărat... Poți să le zic ceva celor de acasă? Te rog. Data trecută când ai venit aici, o colega mea, Raluca, te-a întrebat de niște numere la loto. Da. Și tu i-ai spus 3 numere și ai zis să nu le joace. Da. Și au ieșit numerele alea. Și ea nu le-a jucat, că te-a ascultat pe tine ca să nu le joace. Da. E chiar pe bune. Raluca, unde ești? Da, uite, vezi... Raluca! Ia vino, bagă doar capul aici pe pușă. Ia zi, așa a fost cu nume. Vino mai aproape, când te vedem, că nu mai avem portabilă. Stai că am eu. Stai. Ia zi, așa a fost cu numerele? Da. Cum ți-a zis? 3 numere, dar să nu le puneți. Și le-au ieșit? Da. Și nu le-ai pus? Nu. Pentru că dacă aș face chestia asta, a schimba structura vieții a unui om și chestia asta nu se poate. Alex, îți mulțumesc frumos. Voi continua cu Cătălin să stăm de vorbă. Băi, Alex, și e o experiență o să-ți dau, unică. O să-ți dau înapoi. Alex, iartă-mă, dar jur că n-am știut că o să te aleagă. Nici eu nu m-aș da, cum a fost? Tu o senzație unică, greu de crezut. E o experiență, ți-a fost greu de crezut că nu te puteai mișca, adică. Sincer, mai greu de crezut era că simțeam camera cum să duci. Da, am văzut la un moment dat, era lângă tine și vedeam cum te lași. Nu mai puteai să o ții, simțeai ca și cum ceva apasă pe ea. Sau ți-ar pune o greutate foarte mare. Da. Chestia e că cei de acasă, adică ne asumăm chestia asta, eu îmi asum, nu trebuie să fie nimeni judecat de aici, încă o dată, nu jignesc inteligența nimănui, nu îmi permis să fac o regie cu cineva sau să mințim, nu, deci îi scot pe toți din ecuație, Cătălin, Greta, toată lumea, toată echipa, nu mințim, nu jignim inteligența nimănui, chestiile astea sunt reale pentru că putem să facem aceste lucruri. Poți tu, îți mulțumesc frumos. Ba da, oricine poate. Îți mulțumesc frumos. Mulțumim mult de tot, Alex, iartă-ne. A fost o chestie foarte. Alexandru, ia camera, că e grea rău. Ce, Ciucă, e grea? Ciucă, e grea? Aolo, dar ce grea e. Mamă, deci a fost fabulos astăzi. Mulțumesc frumos. Haide că eu vreau să rămân cu o domnișoară drăguță aici, dar fii atent, rămâi pe scaun aici, poate ne vine vreo idee. Nu știu deocamdată, dar mai rămâi aici un pic. Cu drag. O să-ți placă ce o să vezi, crede-mă. Da? Este fabuloasă, este senzațională. Okay. Este prietena noastră. Ciucă! Da! Unde ai plecat, mă, fix acum când vine Claudia Reghină? Aoleu, bă, aoleu! Dă-ți cu parfum! Claudia Reghină e aici! Bună, Claudia! Bună, Cătălin! Arăți foarte bine! Mulțumesc! Oare de la cursul ăsta de nutriție pe care l-ai început? Posibil, nu știu, o să-ți povestesc puțin. Ei bine, oameni buni, Claudia Neghină, astăzi vă rog frumos pe burtieră să trecem tehnician nutriționist, așa? În curând voi fi, mai am câteva luni. Faci o școală acum și o să fii fac tehnician? Fac un curs online, da, de 2 luni și mai am încă 3 luni. Perfect! Super, da. Haideți să luăm un loc!
Ți-am zis că e bine să rămâi aici. Ți-am zis că e bine să rămâi aici. Uită-te la ea că te hipnotizează doar dacă te uită la tine, adică nu trebuie să mai zică nimic. Claudia, arăt superb ca de fiecare dată. Și cursul ăsta, cum l-ai făcut, online? Online. Adică o să fii doamna profesoară? Mie ai mai spus și data trecută doamna profesoară, da, pe lângă doamna profesoară. Asta era visul meu, așa să arate profesoarele. Pe lângă doamna profesoară de sport, cum mi-ai spus data trecută. Vreau și la nutriție, că... Ciucă, te bagi? Vii la curs? Da. Bă, cum să nu? După cum ți-am povestit, mi-am lansat canalul de YouTube, chiar la tine am venit, la o săptămână după ce l-am lansat. Claudia Neghină, vă invit să-mi dați subscribe. Acolo, și... deci Claudia Neghină, subscribe și... Și pentru că nutriția este foarte importantă în cadrul unei remodelări corporale, m-am gândit să fac și aceste cursuri de nutriție și să vin cu o completare la canalul meu, să pot da și sfaturi despre ce anume ar trebui să consume. Mai mult, nu neapărat aș vrea să dea diete, cât să le sfătuiesc să adopte o alimentație cât mai sănătoasă pe termen lung, pentru că este nevoie de conștientizare, să știm ce mâncăm, pentru că nu este neapărat importantă cantitatea, cât calitatea și informația. Mă uitam că faci sport aici, erai de două ori lângă mine. Sunt niște exerciții de yoga. Intenționez să-mi iau și licență de yoga, dar am zis să le iau pe rând pentru că sunt prea multe dintr-o dată. Adevărul că doamna de nutriție, oameni buni, să știți că are și o dietă, cum se numește? Deci pentru afecțiune cu... Dietă? Încă n-am... Cursul ăsta conține modulul de... Nutriție în afecțiune. De... Da, și dietă în afecțiune. Cum e asta? Dietă în afecțiune? De... Mi-a sunat bine asta. Dietă în afecțiune. Sunt persoane care au anumite dereglări metabolice și trebuie adaptată dieta. De asemenea, fiecare suntem diferiți din punct de vedere genetic și eu la cursul acesta de nutriție pe care îl fac, învăț să fac o anamneză completă și anume în funcție de rasă, de preferințe alimentare, pentru că nu poți să-i dai unui om să mănânce ceva ce nu-i place, de istoric, din familie, de predispoziție spre anumite boli, pentru că se pot determina prin analizele genetice și de asemenea de mediu social și economic. Și trebuie ținut cont și de țara în care trăim. Să știi că ești foarte tare, pe cuvântul meu. Da? Am dat subscribe la canalul de YouTube. Dați și voi, că dați și voi, Claudia Neghină. Îți fac subscribe. Și ție o anamneză, da? Când termin cursul. Am eu o idee. Dacă, fii atentă, zicem de canalul tău de YouTube în fiecare zi. Așa. Și dacă reușești să ne ajuți să slăbim pe colegul nostru Cârli, îi dăm un... Dar pe colegul vostru știu de 20 de ani. Și e neschimbat, nu? E neschimbat. Vrem să-l slăbim. Deci pot să spun, mă, în seara mănâncă câte 10 sarmale, cel puțin, 20, 15, iartă-mă, 15 sarmale. Îi plac cozonacii. Cârli, cozonaci? Un cozonac, doar un cozonac, așa. Și o găleată de alune. Nu, da, bere? Bericică? Da, ce? Salată, nu? De la salată. Crezi că putem să facem ceva cu Cârli? E foarte pofticios. În primul rând trebuie să aflăm dacă are ceva, vreo boală, diabet sau... pentru că dacă are... Sănătos, nu, da, nu, atunci mă pot ocupa de el. Încercăm. Oh, Cârli! Gata, a intrat pe mâna doamnei profesoare Claudia Neghină. Serios, chiar genul ăsta de oameni o să fie pacienții tăi, care vor să slăbească? Care vor să slăbească sau care vor să se îngrașe, de ce nu, că sunt persoane care vor să se și îngrașe, sau care vor să își optimizeze nutriția, pentru că este foarte important să... Eu cu Ciucă mergem la optimizat nutriție. Și eu vreau. Când? Exact. Dar doar online trebuie 3. Să venim, Claudia. Nu, putem stabili. Îmi fac un cabinet. Îmi deschid un cabinet. În București? Nu știu, am zis. Păi dacă deschizi tu pe unde stai, pe la Ibița sau pe la aia, ne costă mult bani de autobuz. Nu știu, am presupus. Stabilim, ne punem de acord, nu-i nicio problemă. Da, cât mai stai prin țară? O să mai stau acum, depinde și cu situația, situația pandemică, da. Nu știu exact. Vom vedea, nu putem să ne facem în momentul de față planuri pe termen lung în ceea ce privește călătoriile și să sperăm că se va termina. Să sperăm că se va termina. Simeon, două minute, poți să îi faci ceva Claudiei? Putem încerca, da. Poftim? Putem încerca. Da, două minute. Claudia, vină cu acea lângă mine, fii atentă. Deci l-a luat pe colegul meu Alex de la camera portabilă, habar n-avea. Știu că mi-a făcut și mie mai devreme și mi-a ghicit un număr, că eram foarte reticent.
Se mai uită vecinii pe la noi pe aici. Gata? Da, trebuie să... Stai. Nu mai împinge, că închidem asta! Cu piciorul, Cătălin, cu piciorul. Gata, e ok. Gata. S-a reparat. Ia, deci zi, poți să-i faci ceva, Claudia? Sunt oamenii de acasă, eu cred că... Putem ei cred, bă, Alex, colegul lor, dar Alex, săracul de-l, habar n-avea, jur. Dar repede, da, uite, zi. Două minute avem sau... Cât? Două minute. Aoleu, ia! Poți să iau o hârtie? O foaie de hârtie? Da, da, ia o foaie de hârtie. Așa. Avem... Mi-a mai făcut ceva mai devreme și eu nu m-am așteptat, să știi. Ok. Ia, stai aici ca să te, să te vadă bine și el și telespectatorii. O să vreau să... Să-i dori vreodată să zbori? Ha? Știi vorba aceea să zbor până la stele? Te-ai dorit? Da. Uite, aici o să-ți imaginezi aici. Uite. Stele. Da? Îți imaginezi stele. Și vreau să te gândești la... cineva din familia ta. Dă timpul înapoi și întoarce-te undeva în trecut. Poți să faci chestia asta? Da. Știi cineva de aici la cine te gândești? În acest stel. Nu cred că are cum. Deci se gândească la cineva din familia ei, da? Da. Ai un nume în minte? Da. O să spun o poveste foarte rapid în maxim, se uită în ochii mei. În maxim un minut. Acum ceva timp a existat o persoană, povestea e lungă, dar o sintetizez. A existat o persoană pe nume Izabela. Izabela care știa că se va îmbolnăvi de Alzheimer. Și Alzheimerul te face să uiți. Și în fiecare zi ieșea seara și privea pe cer, înspre stele, și fiecare stea aparținea cuiva. Sănătate. Vezi? Așa e. Adevărat, așa adevărat. E. Fiecare stea reprezenta pe cineva. Pentru că știa că atunci când va uita, doar va privi cerul și își va da seama că acea stea este sora ei, de exemplu, sau un prieten bun și așa mai departe, și avea un nume. Tu ai cum să-ți imaginezi cerul înstelat, o singură stea și un nume în acest moment? Da. Poți, da. Gândește la prima literă în acel nume. Aici este cerul înstelat. Da. Care este prima literă? Spune-mi. Păi să vă spun eu? Este o consoană. Corect? Da. Și are o formă cursivă, acea literă. S? Da, eu plec. Nu cred. S? S e, nu? Da. Dar să știi că am vorbit înainte. Mai ții minte câte stele am făcut aici pe această hârtie? Câte puncte? Nu știu. Nu. Mult. Reprezintă pentru tine acea persoană ceva clar, normal. Altfel nu mă gândeam că... Poți să-mi spui tuturor acum numele? Spune. Să-l spun eu? Da. Stella. Ca pe mama. Nu știi câte stele sunt aici. Dar oricum ai privi acele stele, le poți aranja cum vrei tu. N-are cum să scrie stela, frate. Nu cred. Nici eu nu cred. Mă, Cătălin, am venit să vorbesc de canalul meu de YouTube și... Da, e mama ta, nu? Nu. Este bunica. Nume de stea. Vezi, nimic nu e întâmplător. Nu, el a zis ca mama ta. Da, pe mama. Da, a zis ca mama lui. Bă, nu, da, e bunica. Te, cum te gândești, mă, nene, de unde le știi numele? Ți-am spus mai de mult într-o emisiune, acum câteva emisiuni, ți-am spus că există un mare secret despre care nu vorbesc. E, imaginează dacă eu aș spune acel secret. Deci eu nu credeam. Nu credeam. Uite, eu am zis la început că nu credeam. Mi-a ghicit un cod PIN și nu știu cum l-a ghicit. Chiar, chiar... Simion, bravo, tati, bravo! Nu. Da. Sunt cod, chiar... sunt... Și am zis că eu sunt reticentă, nu cred în așa ceva. Sfatul meu să acum... schimb codul PIN. Dar nu te așteptai, am? Nu, clar nu. Clar nu. Pentru că totul se află în mintea
noastră. Simion Erștefan, săptămâna magiei aici la noi la emisiune. Îți mulțumim mult, Claudia Neghină, căutați-o pe YouTube, dați-i subscribe și haideți la cursurile ei de nutriție. Abia aștept, Claudia. Așa. Noi ca tine vrem să arătăm, Claudia. Mulțumim mult de tot.